gestionezi propria viață sau să gestionezi propria afacere sau să gestionezi propria structură politică, astfel încât să fie în consonanță cu un număr cât mai mare de oameni. Asta înseamnă deja că fără niște instrumente noi, care să fie cunoscute și asumate, nu putem deriva soluții. Vă spuneam că o soluție este dependentă de paradigma în care se construiește acel ceva. Și știm și o repetăm de fiecare întâlnire că Einstein îți arată și pe cum trebuie să spunem, o simțim cu toții, că nu pot rezolva o problemă din paradigma care a generat problema. Deci noi am intrat într-o problemă de reflex, de muncă, în sensul de fișe de post, în sensul unei structuri organizate cu un regim mecanicist, când problema respectivă devine foarte dinamică, care fiecare trebuie să simtă și să devină, cum să spun, o celulă activă din interiorul unei firme care ea însă și evoluează. Deci mai pot să respect mai proceduri. Procedura este într-un fel sau să mă ascund în spatele eventual a unei greșeli, să nu cumva să dea vina pe mine sistemul. Nu mă refer la sunt situații, nu trebuie prea multe amănunte. Dar ideea fundamentală, Șervane, aici e deja un zgomot de fond inimaginabil. Deci, cum să spun, este nevoie de un set nou de obiecte conceptuale. Iar bancul la care le văd de fiecare dată, că cu mitraliera de care vă povesteam, că tot încerca să fure muncitorul câte o piesă din cugir și cum o asambla, o să iasă mașină de cusut, o mitraliere și simbolic era că dacă tu ai niște axiome, niște elemente de bază și le combini în a încerca să faci ceva creativ, ele sunt de calitatea acelei baze conceptuale. Trebuie să facem un salt ca să înțelegi, să simțim ce înseamnă acel element colectiv. Deci e o mutație în conștiință, percepție. Asta înseamnă că nici individul și nici sistemul, la realitatea dinamică pe care o avem, nu pot să mai ofere în acest moment soluții credibile. Unde fără comentarii. Și atunci ființa colectivă este cea care. Și ființa colectivă, acest organism dinamic despre care vorbești tu, se obține generând cât mai multe organisme dinamice, cât mai multe locuri. Semințe, din toate formele. Adică mici ființe colective, care pomă devin clustere din ce în ce mai mari. Natural. Și nu l-a pus pe cineva. Și asta este o dinamică prioritară în acest moment de asociere, de generarea unor hărți de antrenament în armonie și de utilizarea instrumentelor de care vorbești. Fundamental. Și asta, după aceea, începem să vorbim despre soluții ale unui nou design. Fără comentarii. Unei noi arhitecturi. Asta este, din punctul meu de vedere, rezumat ce e de făcut. Exact. Aș uita un pic. Uitați-vă ce se întâmplă. Noi am făcut ce? Dar nu e un moment, că tot uităm acum în istorie. Ce am făcut? Am tot externalizat, în diferite forme, etape ale muncii noastre. Când am pus altul de la agronomic la industrial, de la societatea agricolă la cea industrială, am externalizat, de fapt, munca fizică. Am inventat motoare, forțe, am făcut partea mecanică și am devenit mai liber, dar ne-am mutat în orașe. Și ne-am mutat construind partea, să zicem, de protezarea noastră cu forța brută. Pe măsură ce astea au evoluat, s-au diversificat, am externalizat și partea de gândire mecanicistă prin apariția calculatorului, care în prima etapă a fost doar memorie. Acum am externalizat și mai tare, cum să spun, deci ce remarcăm? În clipa în care ceva a devenit inteligibil și algoritmic, l-am putut externaliza. Apoi avea nevoie de intuiție umană. Când intuiția umană ajunge la a emite un principiu sau o lege, ea se poate externaliza și se poate întrupa în diferite produse. A apărut ideea de forță și de butor cu apă, au început să s-a diversificat și s-a creat forța fizică. Am automatizat în cele din urmă, prin calculator, forța asta de... și am externalizat rutina, să zicem, că mai avem nevoie de memorie pe autocalculatorul. Am continuat mai departe să automatizăm acum generarea de programe. Și apărut, pentru că a apărut inteligența artificială, care nu face altceva decât automatizează munca programatorului. Da? Deci externalizezi automat, nu am nevoie, când încep să se autogenereze programe din ce în ce mai sofisticate, în care nu au nevoie de noi ca zonă. Și atunci, automat, externalizarea acum a muncii către partea asta de automat inteligente ne dă nouă șansa să ne unim natural în a face grupuri inteligente. Deci este o etapă foarte naturală, bine conturată, pentru care însă avem nevoie de instrumente noi.
instrumentele din etapa... Noi încă suntem robii instrumentelor într-o gândire mecanicistă, întotdeauna industrială. Societatea și sistemul politic este încă pe departamente care stau dintr-o gândire newtoniană, nu organică. Și vom trăi o transformare și, din păcate, România ar putea să aibă șansa, pentru că, repet, nu avem ce pierde. Suntem prea jos pe scara industrială, nu avem prea jos pe scara politică, nu avem unde mai coborâ. Neamțul, ca să renunțe la ce are, încă vă spune, să intre în patru nostru de gândire, pe va fi o tragedie de neimaginat acolo, pentru că el nu-și poate imagina coborârea la nivelul nostru. El are nevoie de siguranță, mă uitam la Olanda. Apropo de chestia asta, ieri am fost în vizită la mănăstirea carmelitanilor de scurs pe care ne-am povestit doar acum câteva săptămâni și am avut o... Poate că e răutăcios comentariu, dar trebuie să fac, apropo de cât de jos poate să ajungă sau nu. Și am avut surpriza să constatăm condițiile austere, din punctul lor de vedere, foarte austere, care le au călugării carmelitani în mănăstirea respectivă. Sunt patru călugări într-o clădire de 10 milioane de euro, cu încălzire în patru seară. Camera e austeră, dormitorul fiecare, într-adevăr, era un dormitor auster, în sensul că era un pat și un glob, și un, nu știu, un ochieră minimal, cu o ținută austeră și așa mai departe. Dar în spatele acestei austerități occidentale, să spunem, exista, cum spuneam, infrastructură, latest technology, încălzire prin partea sală, automatizat totul și așa mai departe. Exact ideea asta. Dacă ne ducem la călugării români ortodoxi de pe oriunde ar fi, probabil că nici n-au visat vreodată. A, nu spun că aveau menajeră, bucătăreasă, companii angajate care făceau agricultură, stupărit și așa mai departe. Da? Deci, practic, cei patru călugări erau, de fapt, cei care coordonau activitatea întregii mănăstiri. Da? Exemplul vreau să fie doar asta. Că dacă pleci de acolo, e foarte greu să mai accepți altfel. Și trecerea de la bine la mai rău, în natura umană, e de obicei foarte greu de acceptat. Și e o dramă, indiferent de la cât de bine e acel mai rău. Ca să zic așa. Am încheiat. Okay. Eu aș propune, e o temă care cred că merită dezbătută foarte serios. E fond, germenii organizării unei structuri care ar putea să fie viabilă în etapa următoare. Asta înseamnă să o luăm puțin mai în serios, ar fi doar așa un exercițiu de problematizare, dar merita să o luăm puțin mai serios, poate vă gândiți, avem nevoie și de input din punct de vedere a ce facem în lumea viitoare, de exemplu. Putem să începem să o rafinăm și să dezvoltăm într-o formă colectivă în lumea viitoare, pe cât o subtemă. Și fiecare etapă, deci încolo, să fim puțin mai focalizați în modul în care să ne adunăm într-o formă structurată informațiile necesare, instrumentele necesare pentru a defini o asemenea eventuală sămânță pentru altă lume. Cum arată o asemenea comunitate? Acum vin de la un grup de la Team și Întârziat, există o fundație care prezintă problema de ecologie, dacă vreți. Lucrează la un sat dacic. E undeva pe lângă Buzău. E foarte interesant pentru că încearcă să creeze o comunitate în care structura, partea arhitectonică, atmosfera și relațiile, meșteșugurile, toate se fac într-o comunitate, astfel încât tu, la moarte, poți, așa se va trăi acolo și la un moment dat tu poți să intri la moarte o perioadă limitată în a fi parte componentă din trai pentru a trăi prin trăire și nu prin descrierea trăirii o comunitate de altă factoră. Deci probabil că nu se, dar văd că dacă mergeți pe ecovillage.org, găsiți acolo o listă întreagă de 600 ceva, de asemenea, structura nivel global, o hartă întreagă, ecovillage.org, în care găsiți modele de la oameni care s-au adunat pe considerente tehnologice, alții care s-au adunat pe considerente ecologice, alții s-au adunat pe probleme de educație, dar fiecare s-au adunat cumva în jurul unul sau două persoane care sunt ține voia și în jurul lor s-a creat un grup. Și grupul ăla s-a mutat cu totul și trăiește acolo. S-a creat o comunitate. Comunitatea aia deja experimentează ceva din ce discutăm noi aici. Sigur, din ele, din aceste emanații, din eșecurile lor, din tragediile care unele se vor fi foarte dramatice, se vor propaga unele de succes și se va
genera acea soluție care noi încercăm să o machiem și o tot desenăm, că mai băgăm un minister, mai scoatem un minister, mai băgăm o lege și scoatem o lege. Nu pare vorba, e o gândire mecanicistă. Nu mai face față. Da? Și vom încerca pe cât posibil, pregătiți-vă, dar deja târziu, mai bine punem în încheiere filmulețul respectiv, pregătisem să vă arăt în mod explicit două din uneltele respective ale științei complexității cu aplicare în politic, în special în partea aceea de teoria catastrofelor al René Thom, aplicată concret în harta de catastrofă a opiniilor vis-a-vis de structurile posibile politice ale oamenilor și să vedeți ce interesant e, că de fapt se definesc în mod natural doar 5 structuri de stabilitate. În care există o structură liberală, cu 3 variante, de stânga, de centru și de dreapta, și 2 dictatoriale, una ideologică și una economică. Deci avem în momentul de față 5. Toate cele 5 rezultă natural dintr-o fază de catastrofă, sunt separate și, cum să spun, oarecum, diferitele zone geografice stabile până la un moment dat au reușit să fie satisfăcute pe modele respective, dar internetul, mobilitatea între zone, schimburile astea dintre oameni care se plimbă într-o parte în alta, au creat tensiuni între cele zone și s-a început un melanj, un fel de, cum să spun, de rută general. Am văzut că nu prea îmi place liberalismul de dreapta și o fie rapidă atmosfera de la Singapore, care este dictatură economică, dar acolo când semnezi contractul de muncă, este un capitol special, că dacă tu ești IT-ist, cum e colegul meu, prietenul meu, care este profesor plin la universitate pe nanotehnologie, pe MEMS în principiu, și coordonează o cameră albă, el a scris, a dat un contract de muncă cam de 40 ceva de pagini, în care în una direcție spune așa, și dacă faceți o poezie, ce trebuie avea? Dacă faceți o poezie, o depuneți întâi la resurse umane, la noi, să vedem dacă nu cumva e de influență dată de locul de muncă, n-aveți dreptul nici măcar de chinsă. Asta e dictatură economică. Și lumea se nează, nici o problemă. Adică asta e regulă acolo, nu-i bună rasă regulă. Când ți-a respectă și mai nu e frustrată, e foarte bine. Puteți să vin eu din exterior să-i spun, ridică-te la nu știu ce chestii, că e unde la digerit. Asta e o problemă de antropologie culturală. Vă dăm exemplu la care a fost la noi prezentat pe insulă. A venit un antropolog și ne-a povestit faptul că a participat la o echipă în zona africană, într-un sat pierdut de Dumnezeu, vorba aia acolo, care nu aveau apă, trebuia să meargă cam la nivelul de 2 ore dus, 2 ore întors, pentru a aduce apa, și asta făceau mai femeile, cu apa pusă aici pe cap. Și le-au săpat un puț și au făcut tot ce trebuie ca să, și a fost inaugurat cu mare pompă ideea că s-a creat, uite, apa a venit la tine acasă. Și a fost jumătate de an a ținut. L-au colmatat. L-au colmatat, pentru că era singura perioadă de 4 ore, l-au sabotat. Era singura zonă în care femeile ieșeau de sub tutela bărbaților și aveau drumul lor. Și preferau să stea, culturau, preferau să stea cu aia în cap, numai să nu fie, să aibă libertatea respectivă. Deci nu poți să vii să faci, și era foarte furios, că era muncit la proiectul respectiv, care n-a avut impact, și concret, zicea, domnule, eu mă uitam la ei, muncesc câte 16 ore ca să facă de mâncare pentru familie, când eu mă duc la market și în 20 de minute am rezolvat problema. Și eu încercam să fie arbitrar, dar ca să ai tu în 20 de minute să duc la market, tu muncești 16 ore la firmă. Și atunci care e câștigul, unde e câștigul? Măcar asta 16 ore cu familia. O întrebare apropo de cluburile despre cazul dumneavoastră și pentru care s-a continuat. Ele se poate cataliza generarea acestor grupuri? Se poate ghida, se poate conduce, sau ele pur și simplu se nasc de la sine? E o emergență pură. În clipa în care cineva l-ar ghida și-ar pierde proiecta proprietatea asta, înțelegi? Că dacă v-ați să o vedeți, că vine cineva să facă firme de firme de stat împreună, înseamnă că deja am deviat și nu vă duceți acolo. Vor fi singuri unii care vor încerca să speculeze această de nevoie și această tendință. Dar asta se naște din emergență pură. Dacă e autentică altfel, înseamnă că devine o strategie de a face firme, de a face comunități. Și cine are conducerea respectivă e altceva. Și ce se constată? Că în spate, la toate astea 600 care am văzut, și avem deja 2 prietene din centru care, cum să spun, chiar fac aceste drumuri și stau în diferite covidici și să vadă cum sunt organizate, care sunt problemele respective. În jurul a fost o comunitate născută în jurul unor oameni care asta și-au dorit. Energia unui om s-a transpus în a aduna, într-o stare, oamenii lui.
Și atinge acea energie, e o energie de, cum să spun, nu e nici benefică, nici malefică, e o energie pe care unii o au. Alții și-o doresc, eventual, și alții, mă rog, se invidiază această energie și mai rog, de împărținul și așa. Dar unii reușesc. Că în spate este și un context, că în spate este și Dumnezeu care... N-are rost să pierdem timpul să dăm explicații. Unii reușesc. Noi am putea să facem, nu atât să reușim în sensul ăsta, ci să reușim să ne... Eu consider din experiență personală că românul are capacitatea să formalizeze matematic foarte bine. Are capacitatea să judece într-o cheie mai rațională. Instrumentele în știința complexității, care sunt elementele chirurgicale pentru a înțelege o transformare socială, se află în știința complexității. Știința complexității are domenii întregi. Teoria bifurcațiilor sunt sute de cărți. E o matematică tare în spate ca să poți o aplici în social. Trebuie niște ingrediente de funcționare. Ca să aplici în funcționare teorema catastrofelor și să poți să faci o situație de catastrofă înțelegând cuplajul dintre spațiul opiniilor și suprafața de catastrofă, făcând original tu un model ca să poți să faci o investigare socială și să o faci pentru România, nu pentru să vezi din cărți, să citești din cărți și după aceea o diplomă și să faci teoria chibritului că ai citit de cărți. Tocmai am înțeles că asta ar fi o soluție, o propunere de soluție pentru viitor. Generarea acestor grupuri care, grupul de armonie interioară, care, pe urmă, prin coexistență și colaborare între ele, să genereze noi structuri sociale. Dar asta, dacă e un fenomen pur emergent, nu poate fi considerat o soluție a problemei pe care ne opunem, ci pur și simplu, o schimbare a problemei. Dar cum se întâmplă? O schimbare a problemei. Nu se pune problema să rezolvi ceva, pentru că ai nevoie de... E ca și când tu vrei să rezolvi o problemă de fizică cuantică cu Rica și Rica la decalcul. Nu ai precisă, nu poți. Am fost o intuiție.